Pe 21 martie, polițiștii de frontieră din Siret au confiscat 810 pachete de țigări și un autoturism în timpul unei acțiuni de combatere a contrabandei cu țigări. Conducătorul auto, un bărbat de 33 de ani din Botoșani, a fost oprit pentru control în orașul Siret, iar la controlul de frontieră au fost descoperite 110 pachete de țigări sub scaunele din față ale autoturismului. Ulterior, într-un locaj special amenajat în rezervorul mașinii, au mai fost găsite încă 700 de pachete de țigări. Întreaga cantitate de țigări de proveniență duty-free în valoare de 9.477 de lei, dar și autoturismul în valoare de 5.000 de lei au fost confiscate pentru continuarea cercetărilor. Polițiștii de frontieră au întocmit un dosar penal pentru contrabandă și urmează să fie dispuse măsurile legale adecvate.